Trăim vremuri în care media în lume, dar și în România, nu mai conferă nicio încredere. Tocmai de aceea, la această sărbătoare frumoasă, aș vrea să laud pe Domnul pentru Radio Vocea Evangheliei Timișoara, pentru lucrarea pe care o faceți, pentru lumina care sunteți în mijlocul întunericului. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru frații și surorile pe care îi cunosc și care lucrează la Vocea Evangheliei, și care prin vocile lor sute și mii și mii și zeci de mii de oameni aud cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumesc frumos pentru colaborarea extraordinară pe care o am cu dumneavoastră și pentru binecuvântarea pe care o faceți chiar și pentru noi, pentru cei care nu suntem în raza județului dumneavoastră. Ați fost o binecuvântare, sunteți o binecuvântare și pentru cei din Megidia. De aceea, cu această ocazie, vă salut, vă doresc binecuvântările Domnului, mult har și spor în toate lucrurile pe care le întreprindeți prin această lucrare frumoasă. Dumnezeu să vă binecuvânteze.